Fericiți sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, cu ajutorul preamilostivului Dumnezeu, iată că și anul acesta am ajuns la hramul bisericii, la prăznuirea adormirii Maicii Domnului, ca să ne bucurăm împreună și mai ales să o cinstim împreună pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, mama noastră a tuturor, cea care este rugătoare înaintea tronului Preasfintei Treimi pentru toți fiii bisericii, pentru toți cei care o cheamă în rugăciunile lor, pentru cei care o cinstesc și pentru cei care au nădejde că ea, trecând din lumea aceasta, așa cum zice troparul, a trecut din moarte la viață, dar nu ne-a părăsit pe noi, ci a trecut la viața veșnică, unde împreună cu îngerii slăvește pe Fiul ei și totdeauna se îngrijește de noi, cei care o chemăm și o cinstim, o rugăm ca să fie ocrotitoarea și apărătoarea noastră a tuturor. Iubiți credincioși și credincioase, în calendarul Bisericii Ortodoxe avem mai multe sărbători închinate Maicii Domnului. Cea pe care o avem astăzi este numită și Sfânta Maria Mare și se deosebește de cealaltă sărbătoare din luna septembrie, când este nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică, așa cum spun credincioșii, fiindcă în această zi noi cinstim preaslăvirea Maicii Domnului, cinstim trecerea ei din această viață și încredințarea ei Fiului ei, Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dacă ne uităm în viața Maicii Domnului, vedem că ea cu adevărat s-a făcut împlinitoare a poruncilor lui Dumnezeu. Cu adevărat s-a făcut slujitoare a oamenilor și rugătoare pentru tot poporul drept credincios. Ea este cea care a fost profețită de profeții Vechiului Testament, care au vorbit despre viața ei sfântă, despre nașterea Fiului lui Dumnezeu de nea și mai ales despre lucrarea care avea să se realizeze prin acceptarea de către ea a primirii ca să nască pe Fiul lui Dumnezeu, acel fie mie după cuvântul tău pe care l-a spus Arhanghelului Gavril, care a venit să o anunță că de ea se va naște Fiul lui Dumnezeu. Maica Domnului a trăit în multă smerenie. Cred că o caracteristică a vieții Maicii Domnului este smerenia, fiindcă ea de mică s-a făcut vas ales al Duhului Sfânt și a fost închinată lui Dumnezeu. A primit ca să viețuiască la templu, iar mai târziu a primit ca de nea să se întrupeze cuvântul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, a primit ca să vadă și să accepte toate umilințele și mai ales toate jignirile Fiul ei, și aici se împlinește acele cuvinte ale Scripturii care spun că prin sufletul tău va trece sabia. A primit toate slujindu-L cu mult devotament și mai ales îndemnându-I pe cei care erau de față ca să-L slujească și să se închine Dumnezeului Celui Adevărat. A primit cu smerenie ca să rămână în lumea aceasta și să-L slujească pe Dumnezeu. De aceea o vedem pe Maica Domnului în ziua cincizecimii împreună cu apostolii. O vedem și după aceea, mergând în diferite cetăți și slujind lui Dumnezeu
și vestind Evanghelia împărăției celor care veneau să se boteze, făcând o lucrare asemenea apostolilor. Și știu că dumneavoastră mulți ați vizitat Turcia de astăzi și ați fost la Efes, ați fost la casa Maicii Domnului, ați văzut locul în care ea a viețuit în lumea aceasta, iar din tradiție știm că ea a trecut prin mai multe locuri, încurajând comunitățile nou înființate de către apostoli și slujind fiului ei. Cu adevărat, ea s-a făcut împlinitoare a voiei lui Dumnezeu. Iar Mântuitorul Iisus Hristos a văzut ce ne-a spus: fericiți sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. De aceea biserica cinstește cu multe evlavii în această zi pe Maica Domnului, după 2 săptămâni de rugăciuni închinate în mod special Maicii Domnului și după multe osteneli în cinstea celei care a primit să ducă o viață asemenea îngerilor, acelei care este mai cinstită decât herovimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, acelei care ne-a promis că se va ruga fiului ei pentru noi și va purta rugăciunile noastre înaintea tronului lui. Iubiți credincioși și credincioase, noi românii avem o evlavie aparte față de Maica Domnului. Spun acest lucru gândindu-mă la multele mănăstiri și biserici care o au ca și ocrotitoare pe Maica Domnului, așa cum este și parohia dumneavoastră, fiindcă primul hram al bisericii dumneavoastră este închinat Maicii Domnului. Este acesta al adormirii Maicii Domnului, iar dumneavoastră știu că o iubiți în mod special pe Maica Domnului și am văzut lucrul acesta an de-a rândul, fiind împreună cu dumneavoastră la slujba prohodului, când cu multă dragoste, cu evlavie, ați participat la slujbă și la procesiunea care are loc aici an de an. În felul acesta și noi, asemănându-ne cu apostolii care au venit de la margini ca să cinstească pe Maica Domnului și să fie de față la despărțirea ei de lumea aceasta. După tradiție știm că înainte de a-și da sufletul ei în mâinile fiului ei, Maica Domnului a fost înștiințată de către Arhanghelul Gabriel, cel care altă dată i-a spus că din ea se va naște Fiul lui Dumnezeu. De data aceasta i-a spus că va merge ea în împărăția Fiului ei. Iar ea a mers să se roage pe muntele măslinilor, a mers în grădina Ghețiman, iar după aceea, fiind înconjurată de către credincioșii din Ierusalim, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Apostolii de la margine, așa cum ați auzit și în cântările noastre bisericești, au venit prin orii cerului ca să fie de față la acest moment al despărțirii de Maica Domnului. Însă unul dintre apostoli, Toma, nu era de față. Acesta, venind mai târziu, a solicitat ca să-i se deschide mormântul și să vadă și el să se închine Maicii Preacurate. Însă, deschizându-se mormântul, au văzut că acesta este gol, rămânând doar giurgiul acolo ca o binecuvântare, pentru că ea a fost luată cu trupul la cer, așa cum mărturisim noi în învățătura noastră de credință, pentru că trupul ei n-a cunoscut stricăciunea, ea n-a cunoscut păcatul, păcatul ei strămoșesc a fost șters în momentul zămislirii fiului ei, iar după aceea a fost model de vețuire în Hristos și este și astăzi pentru toți cei care o urmează în credință, pentru toți cei care o iubesc pe Maica Domnului și o cheamă în rugăciunile lor. Țara noastră este numită și grădina Maicii Domnului, de aceea mulți dintre credincioșii noștri știu că fac pelerinaj în aceste zile la mănăstiri pentru a participa la
slujba închinată Maicii Domnului și la Sfânta Liturghie în ziua pomenirii adormirii Maicii Domnului, la fel cum se întâmplă și în alte locuri. Și știu evlavia dumneavoastră manifestată și în multele pelerinaje pe care le-ați făcut la diferitele locuri din lumea aceasta, unde Maica Domnului s-a arătat pe parcursul timpului, fiindcă ea s-a despărțit de noi, însă s-a arătat oamenilor evlavioși, monahilor smeriți, s-a arătat credincioaselor sau credincioșilor deznădăjduiți, încurajându-i, îndemnându-i să rămână puternici în credința lor, că Dumnezeu nu-i va dezamăgi niciodată și mai ales încurajându-i să facă voia lui Dumnezeu și făcând aceasta să creadă că vor fi și ei ajutați și răsplătiți de Dumnezeu după ostenelele lor. Maica Domnului, iubiți credincioși și credincioase, este rugătoare grabnică pentru noi. Este cea care este prezentă în viața noastră și nu doar prezentă, ci rugătoare permanentă înaintea tronului lui Dumnezeu pentru noi. De aceea mulți dintre credincioșii noștri o simt mai aproape decât pe ceilalți sfinți și mergând la biserică se roagă în special Maicii Domnului. Iar multe dintre credincioasele și credincioșii noștri poartă nume după numele Maicii Domnului, fie numele de Maria, cel care se tâlcuiește Doamnă, Doamna noastră, fie numele de Marian, care vine de la același nume de Maria și care ne arată că noi vrem ca cu viața, cu numele și cu faptele să urmăm credința și modelul de viețuire creștină al Maicii Domnului. Iubiți credincioși și credincioase, Evanghelia de astăzi ne vorbește despre o altă Marie, despre sora Martei, care și ea, ca și Fecioara Maria, a ales partea cea bună, zice Mântuitorul, care nu se va lua de la ea. Care este partea cea bună? Mai înainte, în textul Evangheliei, ne se spune și care este partea cea bună pe care ea și-a ales-o. Și Evanghelistul Luca ne spune că ea stătea la picioarele lui Iisus, și asculta cuvintele lui. Ei bine, ca și atunci, Mântuitorul Iisus Hristos ne vorbește și nouă, ne vorbește prin Evanghelia Lui. Și unii dintre noi alegem ca să stăm la picioarele Lui și să ascultăm cuvintele Lui, știind că prin ele avem viață veșnică, și cei care ascultă cuvintele și le împlinesc pe ele sunt prietenii lui Iisus sau lui Dumnezeu, așa cum El însuși ne spune. Cine sunt prietenii mei? Cei care ascultă poruncile mele și le împlinesc pe ele. Asemenea, Maicii Domnului, foarte mulți credincioși ascultă cuvintele lui Dumnezeu și le împlinesc în viața lor. Dar mai suntem și unii care ne asemănăm cu Marta, care făcea un lucru bun, era ospitalieră. Dorea să-L primească pe Mântuitorul în casa ei cu toată cinstea, după tradiția evreilor. Însă a uitat că atunci când noi slujim oamenilor mai mult decât lui Dumnezeu, atunci pierdem din vedere ce este mai important și ne asemănăm cu cei care se îngrijesc doar de cele din lumea aceasta și din viața aceasta, uitând că noi avem și suflet și că ne vom despărți într-o bună zi de trup, iar sufletul se va duce la Dumnezeu. De aceea, trebuie să ascultăm de cuvântul Mântuitorului care ne spune că fericiți sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. La prima vedere, acest lucru pare foarte simplu, fiindcă noi ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și chiar ne angajăm într-o viață creștină
Ne străduim să facem cele plăcute lui Dumnezeu până la un punct sau până la un moment când parcă începem să ne îngrijim mai mult de cele lumești. De aceea trebuie să punem la inima noastră cuvintele Mântuitorului, dar și cuvintele Maicii Domnului. Și dumneavoastră știți că Maica Domnului n-a ținut foarte multe cuvântări, sau cel puțin nu sunt consemnate nici în Sfintele Scripturi, nici în tradiție, dar totuși a spus-o un cuvânt la nunta din Cana Galilei. Un cuvânt care ne încurajează și ne învață și pe noi același lucru pe care l-a spus Mântuitorul Iisus Hristos: să facem poruncile Lui. El le-a spus la cei din Cana Galilei: să faceți toate câte vă va spune El, câte vă va învăța El. Iar astăzi Mântuitorul ne spune să ascultăm cuvintele Lui și să le împlinim. Ce înseamnă a împlini astăzi cu poruncile Lui Dumnezeu? Dumneavoastră știți foarte bine. Înseamnă a lucra credința și a o face vie. A o lucra prin îndeplinirea poruncilor lui Dumnezeu date lui Moise, dar și a poruncilor bisericești pe care părinții bisericii le-au statornicit pentru ca noi să le avem ca dreptare după care să ne călăuzim pașii în viață, pentru că așa putem să ne apropiem de Dumnezeu, putem să renunțăm la toată zgura păcatului care ne îndepărtează de Dumnezeu și ne face ca să fim insensibili la lucrurile duhovnicești și mai ales să ne plecăm spre cele care ne fac ca să percepem lumea aceasta ca ultima realitate. Și nu vă spun dumneavoastră, dar mă gândesc la cei care nu sunt astăzi în biserică și care foarte adesea își rezumă viața lor strict la lucrurile de care au nevoie, uitând că omul nu se împlinește cu adevărat decât în comuniune cu Dumnezeu. Iar această comuniune nu se realizează sau nu se vede decât în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu și în participarea noastră la sfintele slujbe, în participarea noastră la Sfânta Liturghie, în mod special, și la împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos. Cel care ascultă cuvintele lui Dumnezeu, acela este cu adevărat fericit, acela este cu adevărat plin de viață și putere, acela este cu adevărat cel care nu trăiește degeaba în lumea aceasta, acela este cel care poate da mărturie în fața tuturor că Hristos a luat trup, s-a smerit, a venit ca să ne înalțe pe noi la Tatăl și că El este viața noastră, El este Cel care ne cheamă și ne așteaptă cu brațele deschise, El este Cel care s-a întrupat pentru ca noi să restabilim comuniunea cu Dumnezeu. În iconografia ortodoxă, dacă vă uitați, iubiți credincioși și credincioase, vedeți că Maica Domnului este reprezentată totdeauna cu pruncul. De data aceasta însă, în icoana praznicului de astăzi, vedem o altă reprezentare a Maicii Domnului. Vedem pe Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat în Fecioara Maria, venind ca să ia sufletul ei, și mulțime de îngeri, cete îngerești, care, așa cum la nașterea Fiului Dumnezeu slăveau pe Dumnezeu, de data aceasta slăveau pe Dumnezeu pentru lucrarea minunată care s-a făcut prin Fecioara Maria. Slăveau pe Dumnezeu și pe Fecioara care, prin viața ei, prin slujirea și împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, s-a făcut vas ales al Duhului Sfânt și vrednică pentru a fi luată cu trupul în împărăția Fiului lui Dumnezeu, pentru că acolo, cu trupul spiritualizat, trebuie să spunem, fiindcă
Noi vorbim de împărăția lui Dumnezeu și de viața veșnică și de faptul că la sfârșitul veacurilor, atunci când Fiul lui Dumnezeu se va arăta din nou pentru ca să judece lumea, noi vom avea trupurile spiritualizate. De aceea, în Evanghelia pe care o auzit citindu-se la mormântare sau în apostolul respectiv, se vorbește despre transformarea noastră și despre învierea celor care au făcut faptele credinței pentru a trăi veșnic cu Hristos în împărăția cerurilor. Iubiți credincioși și credincioase, în această zi în care o cinstim pe Maica Domnului, să ne uităm spre chipul ei luminos, să ne uităm spre faptele credinței și mai ales spre modul în care ea a știut să asculte cuvintele lui Dumnezeu și să le împlinească în viața ei. Să ne așezăm și noi la picioarele Mântuitorului, așa cum a făcut Maria, sora Martei, și să-i cerem ca să curețe sufletele noastre, să ne dea putere, să ne dea credință și mai ales să ne ajute ca să trecem prin viața aceasta. Asemenea Maicii Domnului, făcând faptele credinței și slăvindu-L pe Dumnezeu, și să ne învrednicim și noi ca la sfârșitul vieții noastre să fie de față îngerii lui Dumnezeu, care să ia sufletul nostru și să dea mărturie despre viața sfântă pe care noi o ducem pentru a fi împreună cu Dumnezeu. Să rugăm pe Maica Domnului să păzească, așa cum zice și priceasna pe care dumneavoastră ați cântat-o în zilele postului, să păzească țara noastră, să păzească turma și păstorul, să păzească pe toți drept credincioșii care o cinstesc pe Maica Domnului și mai ales să fie ocrotitoarea noastră a tuturor, să fie ocrotitoarea tinerilor, să fie ocrotitoarea mamelor, să fie ocrotitoarea familiilor care sunt mult încercate și chiar a instituției familiei care, vedeți dumneavoastră, este destul de mult încercată în ultimele vremuri sau în ultimele luni din anul acesta, când unii au încercat să pervertească sensul adevărat al familiei și mai ales să-i îndepărteze pe oameni de valorile credinței și să-i apropie de valorile lumii secularizate, lumii care crede că aici are totul și că aici se încheie toată existența noastră. Ori noi, cei care credem în Dumnezeu, mărturisim că la sfârșitul vieții noastre de aici vom trece și vom merge înaintea lui Dumnezeu pentru a da răspuns pentru faptele noastre, dar trăim cu nădejdea că se va milostivi spre noi și va trimite pe Îngerul Său ca să ne ia sufletul nostru și să-L așeze împreună cu drepții. Să rugăm pe Maica Domnului să fie mijlocitoare înaintea tronului Preasfintei Treimi ca una care a aflat har și să ceară de la Dumnezeu iertare pentru faptele noastre necugetate, pentru cele făcute cu știință și cu neștiință și mai ales să ne ocrotească cu Sfântul ei acoperământ și să ne călăuzească pașii spre tot lucrul cel bun, ajutându-ne ca să fim și noi împlinitori ai cuvintelor mântuitoare și de viață dătătoare ale Fiului lui Dumnezeu, care s-a întrupat pentru ca să ne răscumpere din robia păcatului. Felicităm în această zi pe toți cei care își sărbătoresc ziua onomastică și pe dumneavoastră toți cei care sunteți din această parohie și o cinstiți pe Maica Domnului, fiindcă ea este ocrotitoarea noastră a tuturor.
Iar noi ne obișnim la biserică ca de la un hram la altul să începem anul nostru. Și ne dăjduim că prin rugăciunile Maicii Domnului vom avea și noi sănătate, putere și vom parcurge anul care vine până la următorul praznic al Maicii Domnului cu multă bucurie, încercând să facem faptele credinței. De asemenea, vă felicităm pentru împlinirea sau apropierea lucrărilor de pictură. Mă bucur foarte mult că dumneavoastră, asemenea Mariei, stând la picioarele Mântuitorului, ați dorit ca să-i faceți casă, ca să rămâneți permanent aici, să vă rugați și vă faceți împlinitori ai poruncilor Mântuitorului, fiindcă, iată, înfrumusețind cu această pictură deosebită casa Domnului, faceți ca Scriptura să fie transpusă în culori. Iar cei care vin în biserică admirând icoanele să înțeleagă mai bine tainele credinței. Cei care vin în biserică să vadă întreaga revelație reprezentată grafic și iconografic, așa cum vedeți prorocii din Vechiul Testament care vorbesc despre Maica Domnului, așa cum vedeți apostolii, îngerii și întreaga ierarhie cerească care o cinstește pe Maica Domnului. Să vă răsplătească Dumnezeu pentru toate ostenelile dumneavoastră, iar Maica Domnului pentru că faceți casa ei să vă ajute și să sporească toate în familiile dumneavoastră, să fie împlinitoare grabnică a rugăciunilor dumneavoastră și să ne ajute ca și noi împreună cu îngerii să o cinstim pe Maica Luminii, pe cea care este mai cinstită decât hierovimii și mai slăvite, fără de asemănare decât serafimii. Să ne ajute ca în toate zilele vieții noastre să o avem pe ea ca model și o protitoare și mai ales să o avem pe ea ca și rugătoare înaintea tronului Preasfintei Treimi. Amin.